Ultima rundă de întâlniri organizată de conducerea primăriei a fost cea cu mediul de afaceri. Au răspuns invitației primarului Lucian Micu 22 de administratori ai unor firme care au rezistat ostilității statului român față de mediul economic autohton. Edilul șef i-a asigurat că municipalitatea va fi alături de oamenii de afaceri în măsura competențelor sale. Vreau să vă asigur că în continuare primăria municipiului Roman va veni în sprijinul dumneavoastră al mediului de afaceri atât cât ne permite legislația și bugetul pe care îl avem. Îmi doresc să fim în continuare parteneri, așa cum spuneam, să ne semnalați problemele care se ivesc, să ni le aduceți la cunoștință. Chiar am instituit, începând cu acest an, un număr unic la dispeceratul poliției locale, acolo unde pot fi sesizate toate lucrurile care nu sunt conforme la nivelul municipiului Roman, plecând de la un banal iluminat public, un bec la iluminatul public care nu funcționează cum trebuie și până la acte, situații de urgență sau chiar acte de vandalism. Și acest număr îl vom promova în continuare cât mai mult pentru a deveni cât mai cunoscut pentru toți cetățenii municipiului Roman. Bugetul municipiului Roman se apropie de final, construcția lui se apropie de final și cât mai curând va intra într-o dezbatere publică și ne dorim ca în urma analizelor pe care le-am făcut împreună cu celelalte categorii socioprofesionale, cât mai multe din discuțiile pe care le-am avut să se regăsească în bugetul din acest an. Concluzia unuia dintre cei mai potenți oameni de afaceri romașcani, Ioan Țărălungă, este aceea că în România niciunul din guvernele post-decembriste nu și-a dorit vreodată organizații patronale puternice cu care să poată dialoga constructiv. Omul de afaceri a solicitat primăriei înființarea unui birou unde patronii locali să se poată întâlni cu un funcționar public căruia să-i comunice problemele de interes local pe care ar dori să le rezolve cu primăria. Cea mai mare problemă a oamenilor de afaceri este evident cea legată de facilitățile pe care le dorește mediul de afaceri de la municipalitate și problema supraimpozitării. Nevoile mediului de afaceri sunt imense, ar trebui să faceți vreo 2-3 zile sau 2-3 săptămâni. Dar încercăm să ne rezumăm la câteva din ele. Noi, chiar zilele astea, firma noastră ne-am mutat într-o locație nouă. Într-o fabrică care am construit o vreme de câțiva ani. Locație care este undeva în zona Ion. Cineva a zis la un moment dat, ce cauți acolo? Cineva din primărie. Cu toate că nu avea de ce să-mi spun așa ceva, pentru că eu sunt în clasa 1 la taxe, impozite atât pe teren, cât și pe clădiri. Deci eu trebuie să fiu acolo ca în centrul orașului. Vis-a-vis de chestiunea asta, Banatul este o stradă care mi-a spus și vreau să vă aduc aminte că acolo trebuie intervenit. Sunt niște găuri între roata, se pierde roata acolo. A spus că va fi covor asfalt. Îl așteptăm cu nerăbdare. Tot în ideea în care noi ne relocăm acolo, suntem cam 50-60 de oameni în zonă și nu știm ce posibilități am avea pe transportul local, microbuze, trasee, cum putem proceda. Probabil că o să mă puteți direcționa către cineva care să mă poată ajuta în sensul ăsta. Poate să discutăm punctual în funcție de zonele de unde trebuie aduse persoane. Pe mine m-ar interesa ca descărcare pe zonă. Da, într-adevăr, și un traseu. O altă chestiune legată tot de ceea ce a spus, în arealul nostru mică, dacă ne extrapolăm și ne uităm mai de sus, problemele sunt mult mai multe și mult mai mari. Nu știu câți dintre colegii mei, îmi permit să spun așa, că suntem colegi de suferință, mai ales acum simțim din plin că este vorba de început de an și, cum spunea domnul director, plătim, dar nu facem nimic, deci noi nu mai plătim acum taxe, impozite. Omul de afaceri Sorin Chiriac a prezentat edilului șef una dintre anomaliile cu care se confruntă, aceea legată de impozitul exagerat care i-a fost impus de către autoritățile publice locale pe cele 4 terenuri de tenis de câmp în care a investit. Probleme, cum a spus și domnul Andrei Acașa, cu impozitarea care sunt că există distorsiune aici.
referit la faptul că, un exemplu, avem trei terenuri de tenis de câmp, impozitul pentru trei terenuri de tenis de câmp e 15.000 de lei pe an. Acum, ce zic, cred că e descurajant pentru alți investitori, pentru cine vrea să investească să facă ceva de sport. Poate pentru hobby, pentru profit, nu. Pentru profit, profit oricum clar că nu ar fi destul profite, nu. Nu sunt la nivel la care să aducă profit, dar... Cu siguranță e sigur. Dar cred că pentru un oraș, pentru o comunitate, e bine să existe și amenajări sportive. Dacă eu, primăria nu are fonduri suficiente să construiască o prin modul de impozitare nu e stimulat nici mediul privat să se investească. Că, eu vă spun sincer, dacă aș fi știut dinainte cât va fi impozitul, nu costă, fără discuție. Politica ostilă față de mediul de afaceri românesc a determinat în fapt și tentația de evaziune fiscală a mediului de afaceri, care este o altă realitate crudă a României.